În această dimineață, cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Petru, prin Duhul Sfânt, dorește să ne încredințeze cu privire la ce este viața creștină. Ce este viața creștină? Joi seara ne-am uitat și, într-un fel, aș dori să reiterez, să subliniez ceea ce Petru ne spune și este foarte important cu privire la modul în care se primește viața creștină, modul în care se primește mântuirea. Și în acest punct există foarte multă confuzie în creștinătate. Cu privire la cea mai importantă întrebare din universul ăsta, cu privire la întrebarea pe care ar trebui să-și o pună orice om care gândește puțin. Cum pot să fiu mântuit? Vă aduceți aminte la cincizecime, după prima predică a lui Petru, după prima predică de la coborârea Duhului Sfânt, oamenii care au auzit predicarea au pus o întrebare. Foarte simplă, dar importantă. Fraților, ce să facem? Sau dacă deschideți cuvântul lui Dumnezeu și vă uitați în fapte, în evenimentul acela unde temnicerul din Filip se întoarce la Dumnezeu, el pune o întrebare apostolilor care sună cam așa. Ce trebuie să fac ca să fiu? Asta este cea mai importantă întrebare. Este cea mai importantă întrebare. Dacă ar fi să sfârșim acum viața noastră pământească, singurul lucru care ar conta, nu e dacă am reușit să ne terminăm camerele, dacă am reușit să ne schimbăm baia, dacă ne-am cumpărat oalele care am vrut, dacă nu ne-am cumpărat mașina pe care am vrut-o. Singurul lucru care ar conta este dacă suntem sau nu suntem mântuiți. Asta e singurul lucru care ar conta, nu? Chiar și pentru oamenii care spun, da, cine știe ce o fi dincolo, chiar și pentru oamenii aceia, singurul lucru care contează este dacă sunt sau nu mântuiți. Spun că chiar și pentru oamenii nemântuiți contează asta. De ce? Pentru că vă aduceți aminte de pilda aceea, unii zic că e pildă, unii zic că e întâmplare adevărată, vreau să înțelegem ideea. Bogatul care ajunge în locuința morților are o preocupare pe care n-a avut-o când a fost pe pământ. Când a fost pe pământ, să trăiască, să se simtă bine, da? Când ajunge în locuința morților, discută cu Avram și îi spune să trimită pe Lazar că mai are cinci frați care trăiau exact cum a trăit el. Și Avram îi spune, au pe lege și profeți. Dacă n-ascultă de lege și de profeți, n-ar asculta nici dacă ar învia cineva din morți. Așadar, vedem întrebarea fundamentală cu care ar trebui să se preocupe omenirea. Este, cum pot să fiu mântuit? Și acum noi trăim într-o țară așa zis creștină. Ea nu este creștină. Când închisorile noastre sunt pline și trebuie să scoatem afară, cum s-a întâmplat de câteva săptămâni, violatori și criminali, se lasă liberi, că nu mai au loc în închisoare de el. Îi ține ca pe animale, pe unii dintre ei acolo. Asta nu-i țară creștină. Când țara asta își omoară generații după generații de prunci, omoară prunci din pântecele mamei, asta nu-i țară creștină. Nu-i un lucru învățat de Biblie, da? Și multe alte lucruri. Moralitatea din țara asta. Atâta hoție și evaziune fiscală, atâta furt, atâta înjurăturile favorite ale românilor cu Dumnezeu și cu Hristos. Asta nu este țară creștină, să fiți serioși. Aceiași oameni care înjură în fiecare zi de Dumnezeu și de Maica Domnului și de Hristos, aceiași oameni se duc când au ei chef la biserică. Să se închine Maicii pe care au înjurat-o. Să se închine Hristosului pe care l-au înjurat. Înțelegeți ce zic? Și aceiași oameni când au pe alții înjură de Hristos, nu-i spune, mă, nu înjura de Hristosul meu. Înjură dacă vrei de Dumnezeu tău, dar nu de Dumnezeu meu. Nu! Nimeni nu are niciun fel de problemă. Fiecare își vede de treaba lui. Cum pot să fie mântuiți oamenii din țara asta? Cum putem să fim mântuiți noi? Care este regula? Care este învățătura lui Dumnezeu? Și acum, în țara asta, așa zis creștină, se spune în felul următor. Dacă te duci la biserică când crezi tu, dacă faci o pomană, dacă dai ceva, dacă te duci și te spovedești din când în când, dacă te duci și te împărtășești. Și chiar și între evanghelici, între pocăiți să spun asemenea lucruri. Dacă, dacă ai venit la adunare, dacă ai făcut cât ai putut tu, Dumnezeu o să se uite și o să zică,
lasă că cumva treci și tu, că n-ai fost așa de rău ca alții. Nu te-o găsit nimeni în șanț, nu te-o găsit nimeni în curte la vecinul luându-i găina de ciuf și ducându-o la tine acasă, nu. Tu ai fost un băiat bun. Ce spune Biblia? Ce spune Biblia? Și alții zic, dacă ai vrut să fii mântuit, ești mântuit. Dacă n-ai vrut, nu ești mântuit. Și gata. Totul depinde de tine. Biblia nu spune așa. Biblia spune în versetul 1 despre credincioși și descrie extraordinar de frumos. Către cei, spune că a scris această epistole, către cei ce au primit sau, în traducerea noastră obișnuită, au căpătat. Ce înseamnă, domnule, să capeți un lucru? Să-l primești. Nu înseamnă că te-ai dus și ai făcut o tranzacție cu Dumnezeu. Ai făcut o afacere cu Dumnezeu. Ia zici, Doamne, îți dau eu ceva și Tu îmi dai mie altceva. Deși Biblia este atât de clară în subiectul acesta, să știți, nu există niciun alt domeniu în care Satana vrea să aducă mai multă confuzie. De ce? Pentru că el vrea ca cât mai mulți oameni să se ducă în iad. Să nu înțeleagă calea simplă a mântuirii. Calea simplă a mântuirii. 2 Timotei 1:9. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, auziți, nu pentru faptele noastre. E clar ce spune Pavelul Timotei? Ne-a dat, El ne-a mântuit nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui. Nu zice după hotărârea ta, după hotărârea Lui. Este hotărârea Lui să fim mântuiți, nu hotărârea noastră. Nu faptele noastre, nu deciziile noastre. Vă citesc un alt pasaj care este iarăși simplu. Tit, capitolul 3, cu versetul 5. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire. Nu știu ce e mai clar decât atât, ci pentru îndurarea Lui, că i-a fost milă Lui de noi. Vă citesc al treilea text. Efeseni 2:8. Căci prin har ați fost mântuiți. Oamenii zic din lume, nu putem fi mântuiți. Nu știm dacă o să fim mântuiți. Numai în cer o să ne zică Dumnezeu dacă suntem mântuiți sau nu. Acum nu putem să avem nicio siguranță. Asta spune Biblia. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul. Am căpătat. Când capăt ceva, este un dar de la Dumnezeu. Un dar de la Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. V-am citit 3 texte la rând care spun foarte clar și neagă că mântuirea noastră ar fi prin fapte. Și Petru spune, mântuirea este căpătată de la Dumnezeu. Nu trebuie să fac eu. Unii oameni zic, domnule, trebuie să faci nu știu ce înainte ca să te primească Dumnezeu. Nu poți să faci nimic pentru mântuirea ta. Ascultați-mă. Nimic nu putem să facem pentru mântuirea noastră. Mântuirea noastră este atât de scumpă că i-a putut fi cumpărată doar de Domnul nostru Iisus Hristos. Și acum cineva poate să zică, mă, dacă nu pot să fac nimic pentru mântuire, că zice că nu prin fapte, dacă nu pot să fac nimic, acum ce să fac? Să stau acasă, să dorm, să aștept să fiu mântuit? E o întrebare. Eu zic că e o întrebare bună. Dacă mântuirea nu este prin fapte, eu ce să fac? Să mă culc pe o pernă și să zic, dacă Dumnezeu vrea să mă mântuiască, mă mântuiește, dacă nu, citești limbajul poporului, mă-i duce... Da, unde s-a dus toți, adică dracului. Unde să duc toți, fără Dumnezeu? Unde să se ducă? Acum, știți care este problema? Că oamenii spun asta cu seninătate. Ha, unde s-a dus toți, mă duc și eu. Dom'le, poți să privești iadul cu seninătate și să spui, e foc? Păi diavol care-i schinuiți? Sunt oameni care-i schinuiți? Unde s-a dus toți? Poți să spui așa dacă ești un om care gândește? Dar oamenii asta spun. Oamenii spun cu seninătate asta, ca și cum n-ar fi la mijloc nimica. Ca și cum n-ar fi la mijloc nimica. Dar vreau să rămânem la întrebarea aceasta. Vreau să rămânem la întrebarea aceasta. Dacă Dumnezeu ne mântuiește, dacă nu-i prin fapte, eu ce să fac? Eu ce să fac? Să stau și să aștept? Nu. Eu vă întreb pe dumneavoastră în această dimineață și vă rog să-mi răspundeți. Chiar dacă nu obișnuiți, răspundeți cu glas tare că nu mă deranjează. Trebuie un om să fie mântuit ca să vină la adunare? Nu. Poate un necredincios să vină la adunare? Poate. Poate un bețiv să vină la adunare? Poate. Poate un curvar să vină la adunare? Poate. Îi trebuie lui ceva puteri supranaturale ca să vină aici? Spuneți-mi. Nu. Nu. Îi trebuie ceva supranatural la un necredincios să vină să asculte cuvântul? Nu. Îi trebuie ceva supranatural la un necredincios să citească Biblia? Ce îi trebuie ca să citească Biblia? Să vrea și să știe să o citească, nu? Că dacă nu știe, n-are ce citi.
Și dacă nu știe să citească, până la urmă își poate pune pe internet să asculte audio. Cum ascultă Calvin. Câte 40 de minute în fiecare seară și are 3 ani jumătate. 3 ani jumătate are și vă poate citi, nu-i niciun fel de laudă, că nici măcar n-am vrut eu să-l văd. O vrut să asculte povești și i-am dat să asculte povești din Biblie și l-am învățat pe de rost. Nici măcar nu l-am împins să facă lucrul ăsta. Dacă un copil de 3 ani jumate poate să învețe Biblia, să o înțeleagă și să o asculte, cu atât mai mult un om normal la cap, care are 25, 30, 40, 50, 60 de ani. De 60 de ani el să nu știe cuvântul lui Dumnezeu, să nu-l fi deschis, nu are nici o scuză. Credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Nu poți să te mântuiești, dar te poți duce acolo unde se proclamă mântuirea, unde Dumnezeu lucrează mântuirea. Sunt oameni care au fost mântuiți în închisoare. Dimineața citeam în familie despre Martin Luther. Când un preot catolic l-a îndemnat pe omul acesta să se încreadă în Domnul Iisus Hristos, să se bazeze pe rănile Domnului Iisus, pe jertfa Domnului Iisus, și a fost mântuit. Un călugăr într-o mănăstire plină de oameni nemântuiți, care făceau numai ritualuri, numai ceremonii ca să se mântuiască prin faptele lor. Vedeți așadar, chiar dacă nu putem să ne mântuim pe noi, eu mă pot duce să ascult cuvântul prin care vine mântuirea. Eu mă pot duce în comunitatea celor credincioși care sunt mântuiți și unde Dumnezeu e prezent și Dumnezeu lucrează. Asta pot să fac. Eu mă pot pune ca și necredincios, mă pot pune pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Așa necredincios cum sunt. Ca să te pui pe genunchi, ce-ți trebuie? Ca să te pui pe genunchi, trebuie să-ți îndoi genunchi, atâta. Trebuie să îndoi genunchi și să zici, Doamne, sunt necredincios, îți nemântuit, îți sunt păcatele mele, nu știu ce e cu mine, trăiesc viața asta iurea și nu știu unde mă duc. Nu știu unde mă duc. Nu știu ce e cu mine. Eu nu știu unde să ajung. Sau poate știi că o să te duci în ea. Și să-i spui lui Dumnezeu lucrurile acestea. Să-i spui lui Dumnezeu lucrurile astea. Un necredincios poate să facă asta. Poate să facă un necredincios lucrul ăsta. Ascultați-mă. Să pune pe genunchi. Să se roage. Să citească Biblia. Să asculte Biblia. Să vină la adunare. Nu-i trebuie o voință spirituală să facă lucrul ăsta. Îi trebuie o voință fizică. Voință fizică avem fiecare dintre noi. Să-ți îndoie genunchii. Să îndoie genunchii când lucrează câteodată. Dacă se îndoie și umblă toamna cu capul în pământ după cartofi să le strângă pe fiecare pe acolo în genunchi, dacă poate să facă lucrul ăsta, poate să facă și înaintea lui Dumnezeu. Poate să facă, că nu suntem animale care să nu ridicăm niciodată capul în sus, vedem că există un cer atât de glorios, o lume creată de Dumnezeu atât de frumos și să nu ne gândim, Domnule, este un Dumnezeu dincolo. A pus Dumnezeu într-adevăr în noi gândul veșniciei. Nu ne naștem mântuiți, ne naștem morți în păcatele noastre. Dar voința asta fizică, nu duhovnicească spirituală care vine de la Dumnezeu, voința asta fizică ne-a lăsat-o Dumnezeu prin creație. Să bâșbâi și să cauți în felul acesta, minim pe Dumnezeu. Dar într-adevăr oamenii nu vor să facă lucrul acesta. Spune aici către cei ce au căpătat. Să nu uităm niciodată cuvântul acesta. Cuvântul căpătat, primit. Dar arată esența creștinismului. Asta este esența creștinismului. Dumnezeu a dat în dar. A căpătat, n-am câștigat mântuirea. Oamenii nu vor să iasă din această cursă nebună, a umbla și a face lucruri, crezând că făcând ei lucrurile alea, Dumnezeu o să-i mântuiască. Făcând lucruri, făcând tot felul de lucruri. Am căpătat, zice, o credință de același preț cu a noastră. Vedeți, Biblia nu spune că suntem mântuiți prin voința noastră. Și suntem mântuiți prin credință. Mulți oameni vor tot felul de lucruri. Dacă îi întreb pe oameni, uite, faceți proba asta să vedeți. Pe oameni nemântuiți să-i întreb, ai vrea să fii mântuit? Ce o să spună un om normal? Ce o să zică? Da, vreau. Păi zic că e normal și el vrea să se ducă în iad? Nu vrea să se ducă în iad. Ești, vrei să fii mântuit? Da, vreau. Vedeți că a vrea să fii mântuit nu te mântuiește? A dori, zic, da, doresc să fiu mântuit, nu te mântuiește, a vrea. Și eu îl întreb, dar ce faci ca să fii mântuit? Păi mă duc la biserică, fac lucruri bune, când în sărbătorile cu tare eu nu muncesc prea mult sau să nu mă vadă lumea. El vrea multe lucruri, el vrea să fie mântuit și face anumite lucruri să fie mântuit. A face ceva pentru mântuire, a vrea să fii mântuit, ascultați-mă, nu te mântuiește. Chiar în adunările noastre se spune, Dom'le, trebuie numai să vrei, zice, numai să vrei. Și ăia de afară vor. Nu te mântuiește. Vă întreb, credeți că diavolul ar vrea să ducă în iad și să sufere o veșnicie? N-ar vrea diavolul să ducă în iad. Și el ar vrea să scape. Când veneau oameni care vroiau să scape de mânia viitoare la Ioan, la botez, și ce le spune Ioan?
Șerpi, pui de năpârci, vicleni, fățarnici. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Vedeți, Ioan a spus, vin ăștia la botez, o să fac o biserică, o mega biserică, cu o grămadă de adepți care vin și mă urmează pe mine. Cultul lui Ioan Botezătorul. Asta a vrut Ioan. Nici vorbă de așa ceva. Ioan a văzut în inima lor că ei nu-L iubeau pe Dumnezeu. Ei vreau să scape numai de mânia viitoare. Vreau să fie mântuiți. Dar nu în sensul biblic al cuvântului. Pentru că mântuirea este un dar la Dumnezeu. Țineți minte lucrul ăsta. Mântuirea nu este făcută în viața noastră fiindcă vrem noi. Mântuirea nu e făcută în viața noastră că am luat o hotărâre, gata, ați mântuit. Dacă nu este credință, acolo nu-i nimic, e zero. Credința este acea legătură pe care noi o avem cu persoana lui Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos. Este acea încetare de a lucra. Nu mai încerc să fac nimic să-i demonstrez ceva lui Dumnezeu, ci spun, Doamne, nu mai fac nimic ca mă bazez numai pe Tine. Nu știu, Doamne, da, au făcut Domnul Iisus ceva la cruce, dar puțin să contrabalansez și eu. Nu! Noi mai avem și cântări din astea eretice. Cum pot să-ți răsplătesc eu? Ce să-i răsplătesc, Doamne, lui Dumnezeu? Este o nebunie, ascultați-mă, este o nebunie a minții umane care încearcă să procure de la Dumnezeu mântuirea. Să-i răsplătesc eu lui Dumnezeu. Nu ai ce să-i răsplătești tu lui Dumnezeu. Biblia spune că la sfârșit El ne va răsplăti pe noi. Nu ne răsplătim noi pe Dumnezeu. Ce să-i răsplătim lui Dumnezeu? Ce ai putea să faci tu ca să egalezi ce a făcut Domnul Iisus? Nu te poți ridica la absolut niciun nivel, oricare nivel imaginat de tine ca să răsplătești ceva lui Dumnezeu. Credința este momentul în care îți dai seama, Domnule, lucrarea mântuirii făcută de Iisus Hristos la crucea de la Calvar, e atât de glorioasă, atât de scumpă, atât de valoroasă, este infinită. Eu nu pot adăuga sau scoate ceva de la ea. Eu trebuie să încetez, să încerc, să-i demonstrez lui Dumnezeu, să-i dovedesc lui Dumnezeu, să-i arăt lui Dumnezeu, să-L câștig pe Dumnezeu, să-i câștig favorul lui Dumnezeu. Trebuie să încetez să fac lucrul ăsta. Și când mintea ta procesează lucrul ăsta și înțelegi infinitatea valorii jertfei Domnului Iisus, te oprești din a încerca să-i arăți ceva lui Dumnezeu sau să-i faci tu ceva lui Dumnezeu, că n-ai ce. Când te-ai oprit, ăla e momentul în care ai crezut. Când te-ai oprit să-i demonstrezi lui Dumnezeu. Aceea este credința care este darul lui Dumnezeu, credința aleșilor lui Dumnezeu, credința căpătată de la Dumnezeu. Căpătată de la Dumnezeu. Și totuși, mulți oameni care vin chiar și în adunările noastre, gonesc o viață întreagă, gonesc o viață întreagă, crezând că prin ce fac ei Îl câștigă pe Dumnezeu, nu prin ceea ce a făcut Dumnezeu. Până și credința aceasta, spune Scriptura aici, că este darul lui Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu. Și dacă rămâneți cu întrebarea asta în minte, totuși atunci ce să fac? Știi ce să faci dacă ești nemântuit? Citește Scriptura, vine la adunare, strigă la Dumnezeu cu disperare. Strigă la Dumnezeu cu disperare. Și ai să vezi că dacă ai strigat la Dumnezeu cu disperare, că dacă ai venit la adunare, că dacă ai citit Sfânta Scriptură, ai să descoperi că până și dorințele alea sunt puse de Dumnezeu în noi. Dacă e un necredincios afară care se gândește câteodată la veșnicie, spune Scriptura că Dumnezeu a pus gândul veșniciei în noi. Nu-L mântuie gândul veșniciei. Fără Evanghelie și Hristos nu ești mântuit. Numai că te gândești așa la veșnicie. Dar până și lucrul ăla e pus de Dumnezeu acolo ca să existe o căutare în tine după Dumnezeu. Căutarea aia nu te mântuie, că nimeni nu-L caută cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Nici măcar noi credincioși nu ne luptăm până la sânge împotriva păcatului, cum vrea Dumnezeu să face. Dar vedeți, Dumnezeu a semănat. Dumnezeu a semănat lucruri în om și seamănă lucruri în om ca să-L atragă pe om spre sine. Și într-adevăr, uneori e greu între noi să hotărâm, Domnule, până unde e o lucrare naturală, normală a omului? Îl caută el așa de capul lui și de unde începe căutarea aia pe care Dumnezeu o pune în noi? Neliniștea aia care clocotește în tine până ajungi să-L întâlnești cu adevărat pe Dumnezeu. Nu știu, noi să facem poate toate diferențe, dar nu asta e important. Important e să înțelegem și să vedem că lucrarea mântuirii este inițiată, este începută de Dumnezeu. Pentru că spune aici Scriptura că este căpătată. Dacă înțelegem ceva în dimineața asta, asta trebuie să înțelegem. Că Dumnezeu este cel care mântuie. Că e un dar de la Dumnezeu. Oare de ce e greu omului să se oprească? Dacă te duci și îi spune la oameni, încercați lucrul ăsta, să le spui, Domnule, e în dar, tu nu vezi ce spune Biblia clar, e în dar, e căpătat de la Dumnezeu, oprește-te omule să mai golnești aiurea, oprește-te să-ți câștigi mântuirea, oprește-te omule, e dar de la Dumnezeu, e să vezi că nu poate. Începe cu scuze. Dar unde a mers a mei, mă duc și eu, dar cum au făcut ei, fac și eu, las că încerc, om vedea ce-o fi, nu poate să se oprească omul.
Și oprește-te, omule. Lucrarea este înfăptuită, încheiată, desăvârșită de Domnul Iisus Hristos la cruce la Golgota. Oprește-te să te mai uiți la tine. Oprește-te să te mai încrezi în tine. Intră în odina asta pe care a câștigat-o Domnul Iisus Hristos. Este un lucru așa de simplu, dar în același timp așa de greu. Nu știu, n-ați întâlnit dumneavoastră oameni așa mai în vârstă care nu s-o pot opri din muncii? Muncesc până intră în pământ, domnule. Nu se pot. Așa o tras toată viața, ei nu se pot opri. Că e bolnav, că nu e bolnav, el merge înainte până la capul. Nu se poate opri din muncit. Așa sunt oameni din punct de vedere spiritual. I-o băga cineva în cutiuță ideea asta că el se poate mântui pe el însuși și ăsta trage până la capul vieții. Tu spui cu Evanghelia, fugi după el. Opre! Mă! Cineva a făcut mântuirea desăvârșită, cum s-a citit din Evrei 7. Gata! Oprește-te! El nu, stai, n-are timp. N-are timp după tine. Tu te duci cu Evanghelia după el. El e cu legea. El trebuie să țină, trebuie să facă ca să-și câștige mântuirea. Când legea a fost lăsată ca să vină de prima cunoștință a păcatului, se arată cât de falimentară e. Cât de falimentară e. Mântuirea așadar se capătă, se primește în dar de la Dumnezeu. Joi seara ne-am uitat și la versetul 2. Mântuirea este păstrată. Tot prin har. Că zice harul și pacea, și sunt multe versete în Biblie din asta. Harul și pacea să vă fie înmulțite. Înmulțite. V-ați întrebat vreodată dumneavoastră de ce v-ați trezit azi dimineață sau într-o dimineață creștin? De ce ești creștin azi? Întrebați-vă pe fiecare. Dom'le, de ce eu, Andrei, sunt azi creștin? De ce azi dimineață nu m-am trezit? Și azi, bă, eu de fapt nu mai cred în nimica. Eu mai cred în nimica. Ce? Asta poate e o carte omenească. Poate o scris-o niște oameni pricepuți. Atât tot. Poate de fapt nu e niciun Dumnezeu. Ăsta e cerul, ăsta e tot ce vedem în jurul nostru. Cum zic unii oameni. De ce dimineața te-ai trezit și în mod natural, normal, ți se pare ție, ești în continuare creștin? Care crezi în Dumnezeu, crezi în cuvântul lui, de ce? Nu că ai avut grijă. Ai avut grijă, te-ai rugat, te-ai citit din Sfânta Scriptură, nu? De asta. Nu de asta. Și ce spune Biblia? Petru spune lucrul, harul și pacea să vă fie mulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu ni se descoperă în continuare, în continuare, în continuare, în continuare și ne este dat har, favor nemeritat din partea lui. De asta suntem creștini azi. Din niciun alt motiv. Că harul lui Dumnezeu față de noi s-a înmulțit. Înmulțit. Sunt astăzi creștin și am fost un număr de ani creștin pentru că Dumnezeu mi-a dat har. Am luat versetul 3. Care ne arată un alt aspect al vieții noastre creștine. Un alt aspect al vieții noastre creștine. Cum este viața noastră creștină dusă înainte? Care sunt proviziile pe care ni le dă Dumnezeu? Un lucru pe care îl observăm astăzi în discuțiile cu credincioși. Și este ceva ce dumneavoastră poate nu doar ați auzit, ci chiar ați spus cu gurile dumneavoastră. Când te-a întrebat cineva, frate sau soră, cum e viața? Cum e relația ta cu Dumnezeu? Nu știu dacă nu te-a întrebat niciodată nimeni lucrul ăsta așa e vașa mai de noi. N-avem legătură frățească. Dacă nimeni nu te-a întrebat niciodată, frate Cristi, frate Andrei, sora Persida, sora Cutare, frate, cum ești? Păi bine, muncesc, mă duc, nu la asta mă refer. Cum ești cu Domnul? Unii oameni, ca să se scuze, știi ce zic? Simplu, ăla simplu, dar mare mincinos. Bine. Bine. Da. Sau și noi am preluat și noi limbajul altor oameni, spunem, și eu, ca restul lumii. Alți încep să fie sinceri și spun, da, păi, știi cum e, ca peste tot. A, peste tot cum e? Spuneți-mi noi, cum e peste tot? Păi peste tot nu-i prea bine, nu? Și acum, într-un fel, suntem liniștiți noi, de ce? Că nu numai că nu-i bine la noi, dar nu-i bine nicăierea. Acum, dacă muri și capra vecinului, muri și a mea, poate o fie o boală peste tot și asta este. Ce puteam să fac pentru treaba asta? Și cumva ne simțim bine că e rău, știți? Ne simțim bine că e rău, dar nu e rău la noi, e rău peste tot. Dacă te întâlnești cu unul de la Zalău, cu unul de la Oradea, cu unul din Moldova, cu unul de la București și vezi că e rău peste tot în toate adunările, atunci e bine că nu e rău numai la noi. Cam asta e mintea românului păcătos, minte balcanică, minte estică. Asta e mintea noastră. Dar trebuie să ne pocăim de gândirea asta, să ne noim mintea prin pocăință. Ce spune Biblia? Biblia spune așa că dumnezeiasca lui putere și ascultați timpul acestui verb. Ne-a dăruit. Când? În trecut? Nu zice ne dăruiești. Ne-a dăruit deja. Dumnezeu a hotărât să avem o provizie pentru a trăi viața de credință. Tu nu stai leneș toată vara și în mijlocul iernii începi să te gândești dacă ai o bucată de carne afumată în pod.
Nu te-ai ocupat de asta înainte. Ai crescut un porc sau ai cumpărat unul. Nu stai să te gândești, mă, oi, avea ceva în congelator. Nu te-ai ocupat de asta înainte. Ți-ai crescut niște găini, niște gâște, niște curcani, nu știu ce ți-ai crescut. Te ocupi de treaba asta. Zic, bă, oi, avea ceva făină iarna asta. Nu te-ai ocupat în timpul verii de lucrul ăsta, da? Ți-ai făcut niște provizii. Asta nu înseamnă că ești materialist, ci înseamnă că ești un om înțelept. Ți-ai făcut niște provizii. Întrebarea este, Dumnezeu ne-a mântuit, dar după ce ne-a mântuit, te-a pus, să zicem, te-ai pocăit la 18 ani. Să zicem, la 20, la 30, la 40, la 70, nu contează. Dar până la, din momentul pocăiții până la sfârșitul vieții, tu ai provizii ca să trăiești? După vorbele noastre, noi n-avem nimica. Cum ești, frate? Greu, frate, ca la toți, greu, slab, mult păcat, ispite, lumea asta, satana. Dă-mi vina pe cine putem, pe noi, pe alții, pe diavol, pe lume, pe cine putem noi. Greu, n-avem. Ce ne spune Biblia despre lucrul ăsta? Vă dați seama ce jignire aducem lui Dumnezeu când spunem cu glas tare de față cu toți, diavolul ne aude, iadul, mă, uite, Dumnezeu i-a lăsat pe ăștia, prăpădiță ăștia, să se chinuie singuri. I-a mântuit, dar i-a lăsat în figul iernii, în lumea asta, folosesc o imagine, fără nimica, dezbrăcați. Și ăștia tremură pocăiți de frică, n-avem, greu, suntem slabi, Doamne. Cam asta spunem noi despre Dumnezeu. Ce reclamă îi facem noi lui Dumnezeu? Ce gândește altcineva când aude? Mă, uite, mă, Dumnezeu numai că nu le-o dat la ăștia, nu le-o dat la niciunul. Hai că sunt unul, doi, acea mai frați, mai puternici în credință, dar restul sunt praf și pulbere. Acesta este Dumnezeul nostru? Biblia nu spune așa. Biblia spune că Dumnezeu mi-a dat putere, dumnezeiasca lui putere. Dumnezeu nu ne-a dat puterea noastră, nu ne-a dat putere omenească. Dumnezeu nu ne-a dat nici măcar putere îngerească. Îngerii sunt mult mai înalți în putere decât noi. Mult mai înalți în putere decât noi. Dumnezeu nu ne-a dat nici măcar puterea lui Lucifer înainte de cădere. Acest un înger strălucitor. Nici măcar puterea lui nu ne-a dat. Și ce ne-a dat Dumnezeu? Puterea lui dumnezeiască. Tu poți să probezi cu puterea ta omenească ce ai putea să faci. Să vezi cât poți să dai la sapă într-o zi. Să vezi câte flotări poți să faci. Să vezi cât poți ridica. Poți să-ți probezi puterea ta omenească. În fel și chip. Să sari de pe un loc înalt. Să vezi cam cât ai putea sări fără să dai cu genunchi în piept și să rămâi fără aer acolo. Poți să încerci multe lucruri să vezi. Să probezi. Și vedeți, jocurile acestea care sunt făcute în lume sunt făcute ca să testezi omul. Să vadă puterea omenească. Cât e puterea omenească. De a sări, de a alerga și așa mai departe. Dumnezeu pentru viața noastră spirituală nu ne poate da puterea omenească. Dar ce te poate ajuta pe tine că poți ridica 100 de kilograme? În a treia viața de credință. Tu poți fiți în oglindă, zici, am mușchi, am pătrățele, am dreptunghiuri sau ce mai ai tu pe acolo. Nu te ajută la nimica. Te duci cu pătrățelele tale în fundul iadului. Nu te ajută la nimica în viața de credință. În viața de credință avem nevoie nu de putere îngerească, nu de putere omenească, avem nevoie de putere dumnezeiască. Dumnezeiască. Așadar, dacă vă uitați, Petru începe de la început. Viața de credință este primită prin credință. Dar de la Dumnezeu e căpătată. Ți-o dat Dumnezeu un dar. Te-ai oprit din munca ta prostească și Dumnezeu ți-o dat mântuirea, da? Și mântuirea aceasta spune că se continuă prin har. Și Dumnezeu ne-a dat provizii ca să trăim. Creștinismul se diferențiază de orice altă religie prin faptul că Dumnezeu nu doar începe mântuirea în noi, ci Dumnezeu lucrează în continuare noi prin puterea Lui. Prin puterea Lui, nu prin puterea noastră. Nu veți găsi nici un verset în Biblie unde mântuirea este dusă până la capăt, lucrată până la capăt prin puterea omului. Nici un verset în Biblie. Veți găsi porunci în Biblie cu duiumul. Fă asta, fă asta, fă asta, fă asta. Dar pentru porunca pe care ți-a dat-o Dumnezeu, Dumnezeu ți-a dat și putere. Dumnezeu nu doar te îndrumă ce să faci. Dumnezeu te împuternicește, te capacitează, te înzestrează. Duceți până la capăt un verset foarte bine cunoscut. Mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Numai acum când sunt eu de față, cu atât mai mult în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Creștinismul se diferențiază de orice religie, de orice sectă, de orice cult, de orice vreți dumneavoastră, prin faptul că Dumnezeu este acela care ne dă putere. Auzi oameni necredincioși care zic, m-ar pocăi, dar eu nu o să pot trăi ca voi. Noi nici nu te chemăm să trăiești ca noi. Vai de tine dacă vei trăi ca noi. Vai de tine! Tu trebuie să trăiești ca Domnul, cum ți-a spus Domnul, nu ca noi.
Vai de tine să vezi ce gândim noi câteodată. Vai de tine să vezi cum ne purtăm noi câteodată în casă noastră, cu pruncii noștri sau cu nevestele noastre sau cu soții noștri. Vai de tine să vezi ce facem câteodată în lume și cum stricăm mărturia lui Dumnezeu. Vai de tine. Noi nu te chemăm să trăiești ca noi. Noi te chemăm să trăiești ca Domnul Iisus. Și pentru a trăi ca Domnul Iisus, Dumnezeu ne-a pus la dispoziție dumnezeiasca lui putere. Tu nu poți. Când necredinciosul, vedeți ce necredinciosul, ce luciditate a minții are câteodată, ce claritate are minții mai clar decât noi câteodată. Necredinciosul spune, eu nu voi putea. Perfect, ești la punctul ok. Deci ai spus o realitate spirituală grozavă. Eu nu voi putea să... Așa este, tu nu vei putea. Dar pentru că tu nu vei putea și nu poți, Biblia spune că Dumnezeu ne-a dăruit dumnezeiasca lui putere. Cum aș putea să spun lucrul ăsta mai clar? Dumnezeu ne dă dumnezeiasca lui putere ca să trăim cum vrea El. Așa că, când te mai întreabă cineva, nu când te mai întreabă cineva, când ești tu singur în taina inimii tale, în singurătate și te gândești la viața ta, și te gândești la slăbiciunile tale, la obiceiurile tale proaste, la păcatele tale, să-ți aduci aminte de fiecare dată. Nu am nicio scuză. Dumnezeu mi-a dat puterea lui să fac lucrul ăsta. Stai câteodată și procesăm câteodată noi cu noi înșine și ne mințim pe noi înșine. N-aș putea să fac lucrul ăsta. Nu pot să ies din starea asta. Minți. Minciună. Scuză care e egal cu zero. N-are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Nu e adevărat că nu vei putea. De ce? Pentru că îl contrazici pe Dumnezeu. Dumnezeu zice, dacă ești credincioș, dumnezeiasca lui putere ne-a dat. Știi care e problema? Noi stăm, medităm așa zi după zi. Nu pot. Nu, așa e. Viața e grea până la urmă. Zic ăștia, Biblia zice o grămadă de lucruri, dar nu. Și tot, tu procesezi sigurel acolo, macini. Mintea, macini acolo. Gânduri din asta. Nu pot, nu se poate. Nu, e greu. Da. Uite cum merg lucrurile în lume. Da, peste tot se vede așa. Da. Și nu. Și începi să trăiești conform cu lucrurile pe care le spui și le bagi în capul tău. E exact opusul pocăinței. Pocăința înseamnă să-ți înnoiești mintea. Să-ți înnoiești mintea cu ce? Cu cuvântul lui Dumnezeu, cu gândurile lui Dumnezeu. Mintea noastră întotdeauna va fi umplută cu ceva. Mintea noastră va măcina ceva. Ori gândurile noastre, ori gândurile lumii, ori gândurile diavolului, ori gândurile lui Dumnezeu. Ori vin gânduri din fire, ori vin gânduri din lume, ori vin gânduri de la diavolul, ori vin gânduri din Dumnezeu. Iar dacă eu nu-mi fac timp ca mintea mea să primească gândurile lui Dumnezeu, să proceseze gândurile lui Dumnezeu, lucrul acesta se va vedea în trăirea mea. Să știți, fiecare dintre noi putem să știm despre ceilalți cât citim Biblia. Eu nu trebuie să-mi spuneți dumneavoastră dacă ați citit Biblia săptămâna asta. O să vadă în trăirea dumneavoastră. Acum, dacă te-a scuz ca, scuzați-mi expresia, ca șobolanul de ceilalți frați, ca să nu vadă trăirea ta, da, și atunci o să ne dăm seama. Domnule, de ce se ascunde? Ce baie are? Nu? Dar dacă mintea mea macină constant, perseverent, cuvântul lui Dumnezeu, atunci voi ajunge și la cuvântul acesta și la multe alte cuvinte din Sfânta Scriptură, din cuvântul lui Dumnezeu, care îmi spune că pentru tot ce îmi cere Dumnezeu pe pământul acesta, Dumnezeu mi-a dat dumnezeiasca lui putere. Noi suntem supranaturali, dacă vrem să credem lucrul acesta, din punctul acesta de vedere, că avem puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu nu este o putere omenească, naturală, care se vede pe pământul acesta. Puterea lui Dumnezeu este dumnezeiască, este supranaturală. Un necredincios ar trebui să se oprească în dreptul tău și să spună, eu nu pot să înțeleg cum omul ăsta a putut să facă așa ceva. Eu n-aș putea să fac niciodată. Din când în când necredincioși ar trebui să aibă momente astea. Poate nu spune cu glas tare, unii spun. Poate nu spune cu glas tare, dar la un moment dat va spune. Eu nu pot să înțeleg cum ăsta a făcut lucrul ăsta. Dom'le, ce-i în spate? Să se întreb, ce-i în spate? Ce-i în spate? Creștinismul este o religie supranaturală. O religie supranaturală. Nu că ne apucăm de făcut noi vindecări și ridicăm case în aer și modificăm noi lumea asta. Nu la asta! Nu magie! Nu ocultism! Nu vrăjitorie! Nu porcării, mizerii din astea! Nu! Ci o viață transformată! O viață transformată când te întreabă cineva, tu cum ai reușit să faci lucrul ăsta? Păi să spun ce am făcut. M-am apucat de post, de rugăciune, am tras, m-am schimonosit la față, m-am chinuit pe mine însumi, m-am pus cu burta pe ciment ca să piară firea din mine. Asta-i să-i spui. Asta fac alții în alte religii. Ce-i să-i spui lui Dumnezeu la mijloc este puterea lui Dumnezeu. Ăsta-i creștinismul. O religie, o viață bazată pe puterea altcuiva. Noi de asta ne chinuim. Să știți, eu sunt de acord că atunci când spunem că e greu, cât de greu e, cât de rău e, cât de slabi suntem, noi spunem adevărul. Noi înșine suntem slabi și ni tare greu. Așa este.
Problema noastră, știți care este? Că nu ne ducem acolo unde sunt proviziile noastre. Care ne sunt date deja. Pavel spune în Coloseni, voi aveți totul de plin în el. Avem deja acolo. Ce scuză avem? Avem o scuză? N-avem nicio scuză. N-avem nicio scuză. Problema este dacă noi ne înnoim mintea crezând ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, printre proviziile pe care le-a dat Dumnezeu este această dumnezeiască a lui putere. Dumnezeiască a lui putere. Dar dumnezeiască a lui putere nu e ca o baterie. Care are un comutator acolo, are un potențiometru, ceva să dai drumul la putere sau nu. Nu e așa. Dumnezeiasca lui putere spune că a fost deja la lucru în viața noastră, că ne-a dăruit, auziți ce spune cuvântul acesta? Foarte important. Tot ce privește viața și evlavia. Poate fiecare dintre noi la un moment dat gândim anumite domenii în viața noastră unde scârțiesc lucrurile, scârție rău lucrurile, rău. Rău, că atrage atenția și altora. Obiceiuri proaste, anumite păcate, anumite vorbe, anumite gânduri, anumite relații, lucruri care nu sunt cum trebuie, da? Biblia spune că Dumnezeu ne-a dat prin puterea Lui tot ce privește viața și evlavia. Care e domeniul ăla din viața ta unde lucrurile nu sunt cum trebuie? Dumnezeu zice că ți-a dat putere ca să trăiești viața evlavioasă. Este al doilea lucru care spune că Dumnezeiasca Lui putere a fost la lucru, a făcut ceva. Ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Nu ne-a dat puterea să facem scamatorii cu ea? Nu-i greșit să ceri putere de la Dumnezeu, dar Dumnezeu zice că odată deja. Că mă trebuie să te folosești de ea. Este în tine. Duhul Sfânt locuiește deja în tine. Sfânta Treime locuiește deja în ființele noastre. Ea trebuie numai pusă la lucru. La lucru. Ea este acolo. Ne-a dăruit, auzi, tot ce privește viața și evlavia. Cum? Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui. Am vrea putere, nu? Am vrea putere. Ea este deja acolo. Puterea lui Dumnezeu. Puterea asta spune Scriptura că vine prin cunoașterea celui ce ne-a chemat. Și aici este secretul. Mulți oameni care să târie și să chinuie, sunt oameni care nu l-au cunoscut niciodată pe Dumnezeu, dar cred că l-au cunoscut. Crede că Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat. Dacă tu nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu, cum să ai putere? Cum să ai putere? Dacă nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu. Întrebarea fundamentală asta se pune. Dacă eu am avut un moment în viața mea când l-am cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu. Nu că n-am cunoscut o biserică creștină, nu că n-am cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, care e bine să cunoști, e bine să cunoști biserica creștină, ci când l-ai cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că spune că Dumnezeu, că Domnul Iisus Hristos ne-a chemat prin slava și puterea Lui. V-a chemat Dumnezeu vreodată? Aici e o legătură interesantă pe care o face Petru. Petru vorbește la început despre Dumnezeiasca Lui putere care ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, adică să trăim viața de credință. Și apoi vorbește despre puterea lui Dumnezeu care a lucrat la începutul vieții. Spune că ne-a chemat prin slava și puterea Lui. Cum cheamă Dumnezeu la mântuire oamenii? Petru ne spune cum cheamă Dumnezeu la mântuire oamenii. Dacă vrei să ai putere tot restul vieții, dacă ești unul din oamenii aceia care îi spui eu n-aș putea să trăiesc viața de credință, spui asta pentru că n-ai experimentat primul eveniment de putere al lui Dumnezeu. Care e primul eveniment în care Dumnezeu își arată puterea? Primul eveniment în care Dumnezeu își arată puterea este când tu, necredinciosul, nemântuitul, ai auzit Evanghelia, vestea minunată a mântuirii în Domnul Iisus Hristos și ai simțit și ai experimentat puterea lui Dumnezeu care te-a scos din gunoi. Că spune că Dumnezeu nu ne cheamă numai așa, ne dă sugestii. Hai vine la mine. Hai vine și să roagă Dumnezeu de tine să vii la El. Nu, zice că ne-a chemat prin slava și puterea Lui. Vă dau o imagine. Faceți aminte de acel eveniment foarte simplu în care Domnul Iisus l-a înviat pe Lazar. Domnul Iisus l-a înviat pe Lazar. Cum l-a înviat Domnul Iisus pe Lazar? S-a dus la ușa mormântului și a început să plângă Domnul Iisus. Lazare, Lazare, cum ai murit tu? Dacă venea mai repede, nu mureai. Lazare, Lazare, n-ai vrea tu să ieși afară. Lazare, Lazare, eu te-aș desfășa de legăturile alea cu ești legat. Dar măcar fă un pas către mine. Lazare, Lazare, fă doi pași măcar către mine și te voi învia. Ce face Domnul Iisus la mormântul lui Lazar? Dacă ar fi văzut oamenii scena asta care v-am descris acum, n-ar fi fost o scenă bajocoritoare. I-ar fi plâns de milă Domnul Iisus. Ce încearcă să facă aici? Domnul Iisus, care a Dumnezeu întrupat, a lucrat în momentul acesta cum a lucrat întotdeauna.
Și a făcut o demonstrație clară de putere. Și a spus: Lazare, vino afară! Și Lazar a venit afară. Acum să știți, e un lucru interesant să-l gândiți aici. Vă întreb pe dumneavoastră, cum l-a auzit mortul pe Domnul Iisus? Că l-a ascultat, nu? L-a ascultat mortul? A înviat întâi și după aia l-a auzit. Păi Domnul l-a înviat prin vocea lui. Deci aici e o problemă. A auzit întâi și după aia a înviat, păi cum aud morții? Sau a înviat întâi și după aia l-a auzit? Păi ce mai era nevoie să-l audă dacă înviase deja? Aici este o taină, o lăsăm așa cum e. Important e să observați următorul lucru, să nu trecem cu vederea peste următorul lucru, că Domnul Iisus l-a chemat, nu făcându-i o sugestie, ci l-a chemat prin putere, prin putere. Acum, eu când îl chem câteodată pe Calvin, e nevoie să-l chem de vreo 4, 5, 10 ori. Că eu nu-l chem cu putere. Eu nu mă-l chem. El aude vocea mea. Câteodată îl pun să strânge jucăriile de pe jos. Știți cum are putere să se joace? Dacă nu-i spun să strângă jucăriile, să uite și când vede că sunt așa de multe, știți ce spune? Nu pot, sunt obosit. Nu mai poate. Că eu nu i-am dat putere pentru treaba aia. Îl chem să-și folosească propria lui putere. Domnul Iisus nu face așa. Auziți ce spune Scriptura în Ioan capitolul 5? Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și auzindu-l vor învia. Cum să audă morții glasul Fiului lui Dumnezeu? Așa bine. Nici nu trebuie să explicăm taina asta. Nici nu trebuie să o explicăm, trebuie să o credem. De aceea noi proclamăm Evanghelia. Pentru că noi credem că atunci când proclamăm Evanghelia, vocea Fiului lui Dumnezeu aduce la viață morții spiritual. Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. De asta predicăm Evanghelia. Pentru că credem lucrul ăsta. De asta chemăm pe oameni la adunare. Pentru că credem că aici unde se predică Evanghelia vorbește Fiul lui Dumnezeu. Și câți dintre noi n-am experimentat într-o zi sau de mai multe ori în viața noastră, auzim cuvântul lui Dumnezeu de la oameni simpli. Nu trebuie să auzim Scriptura predicată de oameni complicați. De la oameni simpli am auzit cuvântul lui Dumnezeu și în viața noastră s-a întâmplat o transformare. Spunem, noi am simțit cum Dumnezeu a lucrat în viața noastră. Mântuirea, vă dau o imagine, mântuirea nu-i în felul următor. E un om care se află într-o groapă și Dumnezeu îi aruncă frânghia. Și zice Dumnezeu, mă, măcar apucă frânghia. Ce vrei să fac eu totul? Aia nu-i mântuirea, ascultați-mă, aia nu-i mântuirea. Asta înseamnă că omul ăla nu-i mort, încă poate face ceva. Și ce înseamnă mântuirea? Mântuirea înseamnă că un om într-o groapă, e căzut acolo, Dumnezeu îi întinde frânghia și ăla e un urător de Dumnezeu. Îi place așa, zice, cum au murit toți, înaintea mea o să mor și eu. Asta spune, ia-ți frânghia de aici. Lasă-mă că încerc eu. Și vezi că încearcă să se cațere pe groapă în sus. Și Dumnezeu îi spune, nu-mi poți. Toți care au încercat ca tine înainte, da? Așa au rămas. Oprește-te. Ha! Nu, lasă-mă cu religia ta. Asta e o religie nouă, sectară. Să-mi dai mie frânghia, să mă prind eu de frânghie. Du-te aici cu frânghia ta. Și încearcă în continuare să se cațere acolo. Și ce-i mântuirea? Mântuirea înseamnă că Dumnezeu se coboară după el în groapă și o ridică de acolo. Așa a făcut Dumnezeu cu noi. Că el ne-a chemat nu sugerându-ne să apucăm frânghia. Ne-a chemat prin puterea lui, prin slava lui, ne-a arătat frumusețea Domnului Iisus Hristos, ne-a luminat inimile, ne-a străpuns inima, ne-a deschis ochii, ne-a atras la el, ne-a învățat, a lucrat prin slava și puterea lui. Și întrebarea care se pune în această dimineață este aceasta. În viața ta a fost un moment în care a lucrat puterea lui Dumnezeu, care te-a scos din păcat. Dumnezeu nu ți-a cerut el să te lași tu de păcat, că nici nu puteai. El cere să ne pocăim. Fără doar și poate. Dar nu se întâi pocăiești, lasă-te de toate păcatele tale cât timp ești în lume și când ai terminat de te lăsa de păcate, vină după aia la mine. Așa a făcut Hristos. Nu, Hristos a dus cu vame și cu femeile stricate. A stat cu ei la masă și acolo s-a dus și a intrat în casele lor și i-a mântuit. S-a dus după el. Că el a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. S-a dus după ei. S-a dus după ei și i-a mântuit. S-a dus după ei și i-a mântuit. A existat în viața ta un asemenea moment în care Dumnezeu te-a chemat prin slava și puterea lui, în care ai auzit numai vocea Evangheliei, da? Printr-un predicator, cuvintele Evangheliei. Ci o zi în care ai experimentat puterea lui Dumnezeu. Deci, a fost o scenă interesantă, nu, dimineața asta. Unii dintre noi eram aici înăuntru la cină și unii erau afară. Și un frate a sugerat să nu mai stați afară, că de asta au pus ușa asta aici, să intrați pe hol. Credeți că așa a gândit Dumnezeu mântuirea? Unii să fie înăuntru, unii pe hol, exact cum gândesc unii că o să fie în cer. Măcar să stea acolo, știți, în stare intermediară.
undeva pe tot cu ușă. Și unii să aștepte afară. Vor și ei să intre, dar intră o leacă mai târziu, nu? Cam așa. Așa, eu așa, mi-a trecut prin cap imaginea asta, care de fapt am văzut-o, nu? Fiecare dintre noi. Cum a gândit Dumnezeu să fie lucrurile? Cum a gândit Dumnezeu să fie lucrurile, nu? Să fim toți înăuntru. Dar de ce nu sunt toți înăuntru? Că noi ăștia dinăuntru suntem ăștia vrednici, nu? Suntem ăștia care am ajuns la un nivel și nu stăm noi cu ăștia de afară la masa Domnului. Nu e așa? Păi de ce am venit? Venim aici, ne-am pus, eu m-am pus pe rândul 2, nu-s chiar așa grozav, m-am pus pe rândul 2 totuși. Suntem mai... Fiecare după cum ne considerăm, nu? Noi suntem vrednici. Am venit vrednici și după aceea au venit la predicarea cuvântului cine? Nevrednici, nu? Nu e așa! Toți care am fost aici la masa Domnului și ne-am împărtășit, toți am fost nevrednici. Nevrednici. Fără nicio vrednicie. Și am venit prin participarea la masa Domnului și am arătat vrednicia altuia, a lui. Că suntem mântuiți prin vrednicia altuia. Nimeni nu vă ține afară. Păi niciunul dintre dumneavoastră. Voi vă țineți afară. Nimeni nu vă ține afară. Dacă tu vii și spui, eu nu cred că ar fi cineva în lumea asta care să spună următorul lucru. Dacă tu vii și spui, eu am auzit Evanghelia, eu mă încred în Domnul Iisus, eu am fost eliberat din păcat, uite ce s-a întâmplat în viața mea. Eu l-am primit pe Domnul Iisus în viața mea, că Dumnezeu m-a cercetat, m-a luminat, m-a născut din nou. Eu am experimentat puterea Duhului Sfânt în viața mea. Eu sunt o făptură nouă, m-a făcut Hristos o făptură nouă. Eu nu mai sunt omul ăla vechi. Eu cred Evanghelia Domnului Iisus, mă încred numai în Domnul Iisus Hristos. Și cineva să spună, e oară, nu ne trebuie de tine. Niciun om mântuit nu poate să spună așa ceva. Nimeni nu v-ar ține nici pe hol. Ce să faci pe hol? Să te uiți la noi cum ne bucurăm de masa Domnului Iisus? Este o scenă dureroasă. Dar de fapt așa se întâmplă lucrurile. Câteodată stau și mă gândesc și eu, sau și mai gândești și un altul, și un altul, și un altul. Da, dar mai sunt lucruri nerezolvate. Rezolvă-le, Domnule. Rezolvă-le. Dumnezeu ți-a dat deja putere să rezolvi. Chemarea în această dimineață, și m-am folosit de evenimentul acesta și de imaginea asta de fapt, nu să vă mustru, ci să vă spun un lucru extraordinar, un lucru grozav. Dumnezeu vrea și ne cheamă în această dimineață pe toți înăuntru, de la cap și până la coadă. Înăuntru ne cheamă Dumnezeu. Care e problema aia? Du-te cu ea înaintea lui Dumnezeu și rezolvă. Doamne, Tu așa mi-ai promis. Mi-ai promis că îmi dai puterea ta. Ajută-mă să fac pașii pe care trebuie să-i fac ca să fiu liber. Și vii la Dumnezeu și vii și la masa Domnului nu prin vrednicia ta, ci prin vrednicia altuia. Vai de noi să ne gândim vreodată că putem veni prin vrednicia noastră. Vai de noi. Vai de noi. Dar întrebarea se pune în continuare. A fost, dacă n-a fost momentul ăla, n-ai ce veni. A fost un moment, a fost o perioadă, a fost un timp în viața ta în care ai cunoscut puterea lui Dumnezeu care te-a chemat, zice, ne-a chemat prin slava și puterea Lui. Ai simțit la propriu, ai experimentat la propriu că Dumnezeu te-a scos dintr-un mormânt. Ca asta suntem toți, acolo suntem toți cât timp suntem departe de Dumnezeu. Suntem oameni morți. Ce suntem fără Dumnezeu, vă întreb? Ce suntem fără Dumnezeu? Oameni morți, niște zombi care umblăm năuci în lumea asta. După ce umblăm în lumea asta, fără Dumnezeu? La ce umblăm? Ce încercăm să realizăm fără Dumnezeu? Și este un moment în care Dumnezeu pe unul și pe altul îl cheamă cu puterea Lui. Și îl atrage, îl atrage la El, îl învie și îi dă o viață nouă. Nu doar atâta Dumnezeu ne-a dat puterea Lui. Nu doar ne-a făcut să-L cunoaștem pe Fiul Său. Nu doar ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Nu doar ne-a chemat prin slava și puterea Lui. Ce trist e! Te uiți la câte un credincios care parcă s-a potignit la un punct în viața lui și nu și-aduce aminte credinciosul că Dumnezeu l-a scos din fundul mulcirilor. Domnule, dacă te-a scos Dumnezeu din fundul mocilei, dacă te-a scos Dumnezeu din mormânt și te-a ridicat la viață, crezi că nu te poate ajuta Dumnezeu să treci de hopul ăsta? Cu siguranță că poate. Dar mai spune Petru, merge mai departe și spune că prin Hristos ne-a dat făgăduințele Lui sau promisiunile Lui nespus de mari și scumpe. Biblia este plină de promisiuni. Plină de promisiuni pe care ar trebui să le știm, să le cunoaștem, să le citim și ar fi... Interesant, poate ar fi spre rușinea noastră să ne se dea o foaie și un pic să scriem ce promisiuni știm noi din Biblie. Promisiunile lui Dumnezeu
Sunt lucrurile acelea în care noi ne ancorăm pentru fiecare zi din viața noastră. Cum poți tu să te ridici de dimineață și să mergi până la sfârșitul zilei trăind cum vrea Dumnezeu, decât dacă ai promisiunea puterii lui Dumnezeu, promisiunea însoțirii Domnului Iisus Hristos? Sunt atâtea promisiuni în Biblie. Alea care, promisiunile ne țin ca să mergem înainte. Nu zici, te uiți dimineața în oglindă și spui, sunt un om grozav spiritual. Dom'le, să vezi ce fac azi. A, să vezi, azi zi de pocăință. Ieri o fost eu, dar azi? Nu asta faci. Te trezești de dimineață și ar trebui să te trezești cu gândul că Dumnezeu și înnoiește promisiunile în fiecare zi față de noi. Și că Dumnezeu și pentru ziua aceea ți-a dat tot ce privește viața și evlavia. Și promisiunea aceasta lui Dumnezeu, promisiunile acestea lui Dumnezeu, ne fac să ne facem părtași. Și din nou, prima dată a vorbit despre puterea dumnezească și acum spune că ne face să ne facem părtași firii dumnezeiești, naturii dumnezeiești. Este o natură omenească a lucrurilor și este o natură dumnezeiască. Sunt niște taine, mintea nu poate să intre deplin să explice cum te faci tu părtaș naturii dumnezeiești. Nici nu trebuie să înțelegi, trebuie să crezi. Și să te epizi de lucrul ăsta. Să spui, Doamne, dacă eu sunt făcut părtaș unei firi, unei naturi dumnezeiești, unei creații dumnezeiești, unei lucrări dumnezeiești. Nu poți să gândești tu cum este făcută, cum este lucrată în tine făptura asta nouă, creația asta nouă. Nici nu trebuie să știi. Trebuie să o experimentezi. Și să o vezi la lucru. Te faci părtaș naturii dumnezeiești, firii dumnezeiești, ești o creatură nouă și trăiești ca un om nou. Zice, după ce am fugit de stricăciunea. Vezi, nu zice aici de stricăciunile care sunt în lume prin pofte, ci de stricăciunea. Spune, toată la un loc este o mare stricăciune. Și ceea ce face lumea stricată nu sunt banii lumii, nu sunt lucrurile lumii, ci sunt poftele lumii, dorințele lumii, căutările ilegitime, nepermise de Dumnezeu pe care le are lumea asta. Vezi, omul nu se Dumnezeu zice, domnule, poți să ai femeia ta. Zice, dar eu nu vreau femeie, eu vreau bărbat. Altul vrea un animal, altul vrea 3 bărbați, altul vrea 4 femei. Asta e problema. Dorință ilegitimă după lucruri pe care Dumnezeu nu le-a permis. Nu e o problemă ca să ai pământ. Zice, nu, eu vreau să dau un cap la altul ca să iau pământul lui. Aia e problema. Dorințe ilegitime. Asta face lumea să fie stricată. Spune Biblia despre noi că noi am fugit de stricăciunea asta. Și ce înseamnă să fugi? Să fugi nu înseamnă să fii ca soția lui Lot. Te uiți înapoi și spui, când eram eu în lume, mă mai puteam duce acolo, mă mai puteam duce acolo, mai puteam face. Aia nu înseamnă să fugi. Aia nu înseamnă să fugi. Asta înseamnă că pleci de acolo cu picioarele, dar inima e tot acolo. Poate ești singur acasă și te gândești tot cât de bine era în lume. Dar un om care a fost chemat prin puterea lui Dumnezeu spune aici Sfânta Scriptură că a fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. A fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Eu mă opresc în dimineața aceasta, că timpul s-a scurs foarte repede și vreau să sumarizez lucrurile în felul următor. Primirea vieții creștine se face prin credința care este un dar de la Dumnezeu. Să capătă. Eu așa mă văd. Un cerșetor pe care Dumnezeu l-a îmbogățit. Nu sunt nimic mai mult. Și sunt un cerșetor care am fost îmbogățit de Dumnezeu și spun și altora că această bogăție este disponibilă. Este oferită de Dumnezeu. Da? Versetul 2 spune că principiul pe baza căruia trăim toată viața noastră de credință este că harul și pacea de la Dumnezeu ne sunt înmulțite. Noi nu mai suntem dușmanii lui Dumnezeu. Noi nu mai suntem sub mânia lui Dumnezeu. Noi suntem împăcați cu Dumnezeu. Suntem în îndurarea lui Dumnezeu. Suntem în favorul lui Dumnezeu. Eu niciodată nu mă gândesc că Dumnezeu este în cerul și pufăie de nervi uitându-se la mine. Niciodată așa ceva. Pentru că eu, în persoana Domnului Iisus Hristos, am fost împăcat. Dumnezeu s-a potolit, s-a liniștit față de mine datorită Domnului Iisus Hristos. Pentru că El a băut paharul mâniei în locul meu. Da? Așa continui viața de credință. Pe baza harului, favorului lui Dumnezeu. Versetul 3 ne arată că Dumnezeu ne-a dat și provizii pentru întreaga viață. Și proviziile pe care le citești la versetul 3 și la versetul 4 sunt extraordinare. Trebuie să lase orice credincioș fără niciun fel de scuză. Fără niciun fel de justificare. Nu pot. Nu se poate aici. Suntem slabi. Sunt vremurile de pe urmă. Asta e viața. No! Toate scuzele trebuie să înceteze. Omul trebuie să proceseze în felul următor. În primul rând, eu am avut un moment în viața mea în care am fost chemat de Dumnezeu la viață prin slava și puterea Lui. Doi, eu am cunoscut pe unul care mi-a dat viață nouă și care îmi ține această viață nouă. Da? Trei, când s-a întâmplat lucrul acesta, eu am fugit de stricăciunea care este în lume. Eu nu mai sunt cu piciorul în lume și cu piciorul în biserică.
Eu am fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă, da? 4, spune Scriptura, Dumnezeu atunci ne-a dat prin puterea Lui tot ce privește viața și viața. Tot! La mine este în lucru, în mine este în lucru, dumnezeiasca Lui putere. 5, spune că El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe. Nu doar că e puterea Lui Dumnezeu, în mine am și promisiunile Lui Dumnezeu. Am textual, Domnule, am document scris. Astea sunt proviziile mele. Astea sunt moștenirea mea aici pe pământ, nu dincolo. Dincolo, dincolo să fie altele. Dar aici pe pământ am document scris, am promisiunile lui Dumnezeu. El mi-a spus că o să-mi dea toate lucrurile alea. Eu cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Și în final spune că sunt făcut părtaș firii dumnezești. Eu nu mai am în mine forța aceea firească, puternică, care mă ține sclav păcatului. Eu sunt acum făcut părtaș firii dumnezești. Însuși Dumnezeu este în mine și din El toarnă în mine puterea Lui, viața Lui. Chipul Domnului Iisus Hristos este zidit și este lucrat în mine. Și mi-aș dori ca fiecare dintre noi să înțelegem în aceste lucruri și să le credem. Și să le credem. Dacă am primit viața de credință, atunci principiul pe care trăim este principiul Harului. Și dacă acesta este principiul pe care trăim, Dumnezeu ne spune că ne-a dat provizii nemărgerite de a trăi această viață. Și Dumnezeu să ne ajute să încetăm cu scuzile, cu justificările, cu starea plângăcioasă și să trăim viața pe care Dumnezeu ne-a cerut-o să o trăim. Amin.